Primăria municipiului Zalău, prin Direcția de Asistență Socială și Crucea Roșie Sălaj, sprijină persoanele vârstnice cu efectuarea cumpărăturilor de bază, plata facturilor și achiziționarea de medicamente. Pentru că vârstnicii sunt cei mai vulnerabili în fața coronavirusului, mulți dintre ei suferind de diferite afecțiuni, Primăria Zalău le vine în ajutor. Angajații Direcției de Asistență Socială și Crucea Roșie le vor face cumpărăturile astfel încât să nu mai fie nevoiți să iasă din case. În contextul pandemiei de coronavirus și al recomandărilor autorităților pentru populație de a evita deplasările și a rămâne în casă, Primăria Municipiului Zalău, în baza unui parteneriat încheiat între Direcția de Asistență Socială Zalău și Crucea Roșie Sălaj, persoanele cu vârsta peste 65 de ani fără aparținători pot beneficia de sprijin în efectuarea cumpărăturilor de bază, plata facturilor și achiziționarea de medicamente. Astfel, persoanele cu vârsta de peste 65 de ani de pe raza municipiului Zalău, fără aparținători sau alte forme de sprijin social, care nu au posibilitatea să se aprovizioneze cu alimentele de bază, nu își pot plăti facturile sau achiziționa medicamentele, ori se află în dificultate, pot apela la numărul de telefon 0756 733 966 de luni până vineri, în intervalul orar 8-12.